așa să plăce. Da? Nimic altă șansă să plăce. Acum, după ce am rezolvat așa, am sesizat un lucru. Că doar cu excepția asta, A egal cu 7. B egal cu 2, 2 și A egal cu 17, care am mers. În rest, n-am mers nimic. Pentru că de fiecare dată când am alergat la un alt A, un alt A, faptul că se mulțea cu... B-ul dădea mai mare decât A. Deci, faptul că se mulțea cu 2, mm-hmm, dădea ce fel de număr aici? Totdeauna dădea număr par. Dacă 2 ori ceva, 2 ori un număr impar, face un număr par. Și când îl scădeam din partea din 3 și 6, din număr par, B-ul dădea totdeauna par. Și dacă par dădea tot timpul divizibil la 2. Foarte tare observația. Dacă mie mi-ar fi fost, mi-ar fi venit în minte, pe 2A să duc în partea cealaltă, da, scăzut din 3 și 6, vedeam că pot să fac... Iată, după ce am făcut aceste modele, am sesizat că de fiecare dată B-ul le dea multiplul de 2. Fie 10, fie 14, fie 22. Și atunci, ideea, la întrebarea, oare altfel se putea face? Da. Dacă eram pe fază și scoteam din, pe B din relația asta și B, aș fi spus B egal cu 36 minus 2A, deci metoda a doua, apropo de prima a fost metoda de rezolvare aceea, de alergat pe la toate numele prime. Tatonărilor. Deci, dar am măturat tot. Da. Că mi-a ieșit corect. Da. Dacă însă te prinzi, B egal cu 36 minus 2A, B egal atunci, dau pe 2 în factor. Da? 2 pe lângă. Trebuie să mă pun niște aștept pe tine. Da. 2 pe lângă 18. 18 minus A. Și acum B-ul este 2 ori ceva. Dar B-ul cu ce să fie? Prim. B egal prim, nu? Da. Cât să fie B-ul ca să fie prim? 2. Asta e. Rezultă din cele două că B egal cu 2. E singur număr prim. Și acum direct îl aflăm, înlocuim pe B cu 2 și vine 2 egal cu... Sau putem chiar în relația la început. Pe la început. 2A egal cu... 2A egal cu... 34. De unde A egal cu... 17. 17. Terminat problema. Corect. Da? Iată care e deosebirea între un elev care este inventiv, la... care se sesizează șmecheria asta, atât îi trebuia. Atât, da. Să putem pe 2 oriceva. Și B-ul fiind prim 2 oriceva, nu rămâne decât B să fie 2. Și atunci de acolo găsești pe A. Da, dar e foarte bine așa. Dar și ăsta a fost. Da. Tot punctaj maxim ia și el. Sigur. Da? Tot punctaj maxim ia și el. Observația că după A controlăm. Da. Ca să ai puține încercări. Cât se poate de puține. Că dacă te duceai după B să controlezi, te duceai la până la 31. Da. Apoi mai avea și pe 17, care l-am avut în vedere. După 17, care numărul primul următoare? 20, stați, 17, 19, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nu, 29. 30, 31. 31. 31 și aici de ok. Mai avea 4 încercări, nu? Da. 4 sau 5 încercări. Oricum, important este și din această observație, înțeles că tot secretul a fost să prinzi problema în varianta asta care a spus-o aici. Da. Acum să-ți mai dau încă unul, stergem el, ca să mă convingă că înțeles bine. Uite, construim noi o problemă, dar cu 3 ne cunosc putea. Deci vezi?
dacă am înțeles problema, ne permitem să venim cu o problemă mai tare. Deci să se determine A, B și C numere prime. Deci să se determine A, B, C. Da. S-o primoare, s-o... Nu. Da, e regulă, da? Acolo și nu e problemă. Să dea pe ce numere prime. Să determină pe ce numere prime. Așa încât să avem 2A, nu, 4A, 4A plus 2B, merge așa invers, plus C egal cu. Deci 4A plus 2B plus C egal cu. Pentru asta, noi ne fixăm A-ul. Și B-ul și C-ul, că compunem exercițiul. C-ul să le iau 2. Și o să te întreb la sfârșit de ce crezi că m-am gândit la cele 2. Fac legătura. Așa, să vezi. Exact, asta este. Pe B să luăm 11. Și pe A să luăm ce rezultat? Zi tu. A, număr prim. 13. Și acum facem 4 ori 13. Bine, 52. Cristina, nu te necăzi că ce și facem este atât de frumos. Nu, mă, voi să văd celălalt o să fie banalități, când zice. Da, băi, vă să... Deci noi pătrundem acum în zona greu accesibilă multora. Adică compunem exerciții mai tari. Da. Ne aducem spre chestiuni mai frumoase. Eu nu pot să ratez ocazia asta. Da? Și 4 ori 13 face cât aici? 52. Și 2 ori 11 face? 22. Plus... Ce scrie? Da, 52 și cu 22 face 74 și cu 2? 76. Egal cu 76. Iată că am compus aici. Deci să se determine numele A, B și C. Da, A, B și C. Să găsească numele A, B și C. Prime. Prime. Știm că 4A plus 2B plus C fac 76. 4 ori ceva, 2 ori ceva... Plus ceva, acela fac 76. Acum, tu îl privești, nu că știi soluția, tu privești de varianta rezolvitorului. Că nu te duci acum soluția aceea și nu știu ce, da? Din varianta rezolvitorului, ce ai încercat să faci? 4A... Nu. Am zis că toate necunoscutele într-o parte. Păi le-am pe toate într-o parte. Scad în 4A. Așa. Și scriu. Numai în 4A? Ca și unde e B? Asta e. Să încerc în cealaltă parte la 76. Așa. Și îți vine C egal cu... Asta e. Rezultă că C egal cu... 76 minus 4A, da. Plus 2B. Nu, minus. Că scădem și pe asta. Minus 2B. Am scăzut de la prime. M-am făcut cu 4A, scădem și cu 2B, da? Nu-i plus. Nu, că mă gândeam să scriu 76 minus paranteză 4A plus 2B. Așa e bine. Dar, deocamdată, lăsăm așa. Și acum tu observi că se poate scoate un 2 în factor comun. Da. Da? Și ce e egal cu 76 împărțit la 2. 2 pe lângă. Intră de 3 ori, 6 ori, 6, 38. Da. 2 ori 38 minus. 38 minus 2A. Așa. Minus B. Minus B. Și cum ce e egal prim. Da. Rezultă ce e egal cu 2. Ce frumoasă! Foarte frumos, da? Deci, cu siguranță, când mai întâlnești cu un astfel de exercițiu, nu-ți mai scumă. Puteam să ratez eu ocazia să-mi fac pe astea cu 3, dragă a voi. Da?
Și acum ce devineai găsitul? Cum pe ce îl știi? 4A+2B. Zice 4A. E găsitul de 4A+2B. Plus... Dar nu depinde să scriem așa. 4A+2B plus 2. 4A+2B. Plus 2 egal cu? 2 egal cu 76. Zicem pe 2. Scădem în 2. Scădem 2. 4A plus 2B egal cu... egal cu 74. Da. Poți scoate unde îmi fac. Corect. 2 pe lângă 2A plus B egal cu 74, împart într-un 2. Adică? 2A plus B egal cu intru de 3 ori 32. 32. 37, parcă. 7, dacă ai împărțit într-un 2? Da, 37. Nu mai are rost parte. Da, deci 2A plus B egal cu 37. A și B prime între ele. 37, sigur? Ia mai vedea. 37. Da? 2 ori 7, 4, așa. Da. 37. A, pot să duc pe 2A în cealaltă parte și scriu ca B egal cu 37. După modelul de înainte, da? Deci de aici se rezultă că B egal cu... B egal cu 37 minus 2A. 2A. Aici... Trist este! Că nu-i mers, nu este 2 aici tot să factor. Păi nu, că te o știi bine ca doamne 11. Deci nu. Nu mai merge rețeta. Dar acum ne ducem pe experiența pe care am câștigat-o, că ea putem alerga. Da. Are 2 ori. Să facem toate soluțiile. Așa. Deci cât poate urca au cel mult? De cât se fac aproape 37 în urmă prim? În urmă prim? Păi 78 îi făcea 36. Nu, 17, 2, 3, 4. 34. Așa, până la 7. Până la 7. Deci A mai mic egal decât 17. Da? A mai mic egal decât 17. Vezi că bună și ideea de înainte? Foarte tare. Și tatăl nu are deșteaptă. Uneori nu merge ideea. Iată, nu mers aici. Foarte tare. Deci combinația de acum a celor două idei este cea mai tare. Să știi că faci o lecție, una dintre cele pe care am să o păstrez la inimă multă vreme. Atâta vreme că suntem degajați, să mai suntem sub presiunea timpului, da. Și trebuie făcută tema pentru a doua zi. Hai, tema, are, dar am lăsat, o zic, lasă tema, hai să facem o teză. Dar ce facem aici? Dar ce facem acum? Pare capitulăm cum trebuie. Dar ce facem acum? Nu se compară. Deci, vezi? Am spus-o și o spun, cea mai importantă latură a unui om este partea creativă. Și închipuiți că mâine ești, să spunem, că duci o companie și acolo ai nevoie de oameni care se descurce la, hai să zic, repară un utilaj și se găsește în fața utilajului acela cu o problemă care nu mai întâlnit-o el. Ăla e meșterul foarte bun când acolo își găsește soluția la problemă. Vorbesc asta ca și cum voiați conduce așa o companie de asta. Nu te interesează să ai profesioniști, îl plătești dublu, triplu decât îl ai plătit pe cel care stă degeaba pe acolo prin tine. Iar latura creativă a unui om se dezvoltă aici, în partea de jos, de mic. Adică e îndrăzneala de a intra în problema aceea. Nu spune, am făcut cu asta, nu știu. Las și fug. Oricum unde. Nu. Iată-ne aici, că n-a mai mers ideea de înainte, dar am sesizat din experiența anterioară că după A calculăm că are 2 ori și știu că A nu poate să depășească pe 3, pe 17. Și atunci pentru A egal cu 17 rezultă. Deci pentru A egal cu 17 rezultă B egal cu 37. A, 37 minus 34. 34. Și egal cu 3. 37 minus 34 egal cu 3. Și este bun. Este bun. Este o variantă bună.
Deci 3B egal cu 3 este o soluție. Da. Iar au cât este? 17. Și iată că am găsit o primă, un prim triplet. A egal cu cine? Cu 17. B egal cu 3. Și C egal cu 2. Este prima grupă. A cât mai poate să fie? Mergi mai jos. A egal cu 13. Așa, 13. Și atunci B-ul va fi egal cu... B-ul va fi egal cu 37 minus 13. Da. Cu minus 13. Minus 2 ori 13. 26. Minus 26, sigur că da. Și egal cu... Egal cu... 11. Bun și asta. Iată următorul echipaj. A egal cu 13. B egal cu 11 și C egal cu 2. 2. Iată A, B și C, cele trei valori găsite. Mergem mai departe. A egal cu 11. 11. Unde rezultă că B este egal cu 37 minus 22. 22. Și B este egal cu 15. 15. Care este e diferit de prim. E 3 ori 5. Deci asta nu convine. 12. A egal cu 7. Unde rezultă că B egal cu 37 minus 14. Și B este egal cu... Și egal mai departe 23. Cu 23. Și este prim. Prim. O altă soluție. Foarte tare. Foarte tare. Problema noastră nu numai pe cea care am gândit-o noi, 13, 11 și 2, ci și alte valori, și anume? A egal cu 7, B egal cu 23 și C egal cu 2. Și ideea noastră, când A este 14, unde este? Păi A egal 13 am luat, nu? 13 am luat. A, da, 13. Da? Și eu aveam impresia că am luat 14. Nu, 13, 14 și 2. Trebuia să fie prim. Prim, da. Nu aveam cum să luăm pe 14. Da? Bun. Și A egal acum cu cine? A cu... egal cu 5. Da. Rezultăm. B egal cu 37 minus 10. C egal cu 27. Nu merge... 27, care e diferit de prim. 3 la 4. 3 la 3. Altă 3 la 3. Da? 3 la 3. 3 la 4 face 81. Da. A egal cu, în sfârșit, cu 3. A egal cu 3. B-ul va fi egal cu... B-ul va fi egal cu 37 minus 6. Unde B egal cu 21. 31. 31. Este bun. Este bun. Și iată, în sfârșit, la toate soluțiile, cred că am făcut cu da, problemă. Pe 2, de ce nu-l facem? Păi, face și cu 2, dar vreau să spun că am găsit încă o soluție. Noi aveam, luasem de bază, în construcția problemei, în construcția problemei, numai soluția asta. Da. Dar vezi că au mai fost și alte variante. Alte variante. A egal cu cât cu 3, B egal cu 31 și C este egal cu 2. Și C egal cu 2. Și în sfârșit ar fi să luăm A egal cu 2 ca să epuizăm. A egal cu 2, de rezultă că B egal cu 37 minus 4, unde B este egal cu 33. Care noi aparțin diferit de prim. Da, că e 3 ori 11. Iată, dragilor, aceasta este problema. Merită să o încadrezi acolo. Așa. Așa se pornește în compunerea unor gheșiți. Vă mărturisesc că am trăit bucuria asta de a compune gheșiții la Gazeta Matematică. Mă rog, tot așa, de când era un gheșițiu, mi s-a părut că fi foarte interesant. Am ghicit soluția aceea, cum a fost la noi, aici. Și am dus, hai să o fac cu câte probleme, cu câte... Trei necunoscute. Dar am mers pe ideea că două din ele se reduc în partea cealaltă, să scot un 2 în factor, ca ce o să fie ușor de descoperit, 2, și să rămână practic cu două necunoscute.
la care n-am mai mers pentru că rezultatul n-a mai fost 37, că dacă aveam bafta asta să fie un număr par aici, da? Duceam pe 2 în partea cealaltă, scoteam un 2 și B-ul ar fi fost tot 2. Pot să mă gândesc că acum, uite, pe loc, apropo de chestia, pot acum formula cu câte necunoscute, cu 4 necunoscute. Cu 4, da, cu 4. Dacă pentru a forma cu 4, am să-mi aranjez așa pe lucrurile, încât B-ul, C-ul și D-ul să fie libere lăsate. Nu, le iau eu. Uite cum fac. Zic așa. Le duci așa, ne fură valul. Ne fură valul și aici vreau să vezi frumusețea matematicii. Să vezi câtă bucurie ți se strecoară în suflet când tu ai înțeles că ești și cum poți tu la rândul tău să faci cât să copuiești. Da? Apropo de asta, la gazetă am făcut așa un exercițiu prin 78-79. Începusem o treabă. Bă, eu sunt sincer, sunt corect. Dacă nu sunt corect cu mine, tot ce fac? Deci când m-am trezit profesor, în 75, când mi-am luat catalogul, m-am dus în clasă să fac eu pe profesor, așa. Era mai slab ca ele. Pregătit pe băci de facultății, mai slab. Și când m-am văzut așa slab, pregătit, m-am speriat. Vă, ce fac? Cum? M-am dus la o clasă de-a 12-a. Lipsea colega mea și m-a dus acolo și nu-i puteam urmări pe ea. Și atunci m-am apucat rău și cu furie și plângând în sufletul meu, că am zis, bă, cum se poate? Uitați-vă materia de liceu. La facultate ai făcut tot felul de prostii. Și atunci m-am apucat și lucram până la ora 3 dimineața. Stăteam într-un apartament acolo, nu dădeam drumul la gaze și era cu gaze, încălzirea, în sfârșit acolo și stăteam cu pătura în cap până la 3 dimineața și lucram acolo. Într-o cameră singură, izolată. Spunea, trebuie să fiu bun, trebuie să mănânc așa. Și în 3 ani de zile am ajuns din comunea egisit la gazetă. Nu întâmplător eu acum fac chestia asta, pentru că în sufletul meu s-a trezit această bucurie pe care am mai practicat-o, de a compune, de a face tu ceva, de a face ceva nefăcut de nimeni. Iată lecțiile acestea, nu întâmplător sunt așa de multe urmărite, și întâmplător copiii spun că odată ce văd lecția mea, nu se mai pot deslipi. Voi nu o faceți, că voi sunteți actori aici. Aici prezenți. Dar cei care îl întâlnesc acum, după lecția asta, n-au cum să mă îndrăgească matematica. Așa, da. Hai să facem o problemă. Deci 4a plus 4a plus 2b plus 3c și plus d egal cu. Hai să luăm pe ăsta 2. Pe ce? Tot 2. Trebuie să meargă el frumos acolo, dacă îi face vecherea. Pe 2. Pe b să luăm cât vrei tu? 2. Nu, număr prim. Prim? 17. 17. Și pe a? 11. Și acum să vedem cât de dai aici, în calcul. 44. 44. Plus 34. 34. Plus. Plus 6. Și plus 2. Și cât face? Bine, 50. Aici 34 și 4, 6, 40. Vine 86. 86. A, B, C, D, prime între ele. A, B, C, D, prime între ele. Deci să vezi că A, B, C, D, prime între ele, știind că dacă te-ai fi întâlnit cu ieștiul ăsta, o lua la fugă. Deci la ăsta nu se poate să fac la el. Acum, după experiența câștigată, pe toate necunoscutele în partea lui 86. Pe toate în partea cealaltă. Adică a venit 86 minus 4a plus 2b plus 3c. Da.
Da, dragule, din cauza... Da, dar nu pot să scot în faptul. Asta e. Hai să zicem 6, ce? 6 ori 2, 12. Am schimbat, dar hai să, hai să vedem. Noi am avut numai câte 3, ce, da? Da. Și acum ducem 6, ce? La 3... O să vină 12. Da, 12. Și cât am luat data trecută? Numai 6. Acum vă spun cât dă. Păi, nu, cât am scos prima așa. Păi, doi ce era ce? Doi. Pe doi. Da, 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 da. Și 12 acum. Da, da, trecut și pe 6. Păi mai punem o 6. Da. Deci ar fi 92. Ia vezi tu dacă nu mergi. Pun 92. Ia vezi tu dacă dă 92. Încă de 92. Cât îți da? Mie mi-a dat 96. Păi 44. Nu 44. 44 plus 34. Plus 34. Plus 12. Da. Plus 2. Plus 2. Asta să le intre era 6, de asta sunt acolo 10. Da. Ia vezi. Nu. Stai ca la un spectacol, Cristina. Te uiți cu atâta bucurie, da. Ochii tăi sunt, cum spun, lăcrimați așa, sesizând cum noi acum ne ducem, facem echipă într-un ieșițiu așa de frumos. Da, 92. E bine 92, da? Da. Așa. Așa. Deci, hai să scriu sus. 4A plus 2B plus 6C. Pe asta va vedea Marius cu atâta drag când îi vei povesti de așa despre felul care construiește 6C plus D este egal cu 92. Acum putem să facem ce am făcut și înainte. Așa, deci ce zic? Că vom duce pe 4A, 2B și 6C în partea cealaltă. Exact. Și rămâne doar și D egal cu 92. Minus 4A, da. Minus 2B, minus 6C, scot pe 2 în factor comun, D egal cu, nu știu, de împărțit la 2, 41, da. 2 pe lângă 41, minus 2A, da. Minus B, minus 3C. Da. D egal cu 2, D egal cu 2. Și zici D egal prim. D egal prim. Acolată din cele două. D egal cu 2. D egal cu 2. Și acum trebuie și acum, o dată relația, să scriem da, relația. Relația de bine. Deci 4A plus 2B plus 6C plus 2 egal cu 90. Cu 92. Egal cu 92. A scăzut deja dumneavoastră 2, 90 atunci. 90. Și acum putem să ne mai facem o dată mișcare. Ei. Așa. Trecem tot în partea cea, dar acum ce lăsăm aici? Tu hotărăști. Aici ești într-un dubiu, nu? Într-o situație mai delicată. Păi aș putea să las pe 4 și pe 6. Pe 4 și pe 6. Pentru că pe 2 nu pot să-l las, deoarece e divizor și dacă am la amândouă. Și dacă l-aș duce pe 4 și pe 6 în partea cealaltă, nu s-ar împărți. N-aș putea să scop pe 4 în factor. Nu, ai putea, că 4 și 6 au divizor comun pe 2. Da, dar dacă le-aș duce pe 4 și pe 6 lângă 90, n-ar ieși bine. Deci 2 trebuie să duc asigurat. Da. Dacă l-aș duce mai trebuie ceva mai șmecher acum, pe loc. Să... Zi. Nu cred. În stânga, ce poți face? Poți să... Ia adunare, ca să știi. Ia știu. Atenție. Scoate-mă, doi în factor comun. Da. Adică chiar putem scoate. Nu? Da. Ce, bă? Putem scoate un doi în factor comun. Deci echivalent cu... 2 pe lângă. 2A. Da. Plus B. Da. Plus 3C. Da. Egal cu 90. 90. Împărțim totul printr-un 2. Și ia de mine grația.
Deci o prelucrăm. 2A. Exact, o simplificăm fracțiile. 2A plus B. 2A plus B. Plus 3C. Da. Egal cu 45. Egal cu 45. Nu se poate nici la 2, nici la 3. Nici la 2. Și la 12B, ora... Trebuie să găsești pe ideea. Tu nu știi cât e C-ul, e B-ul. Ești rezolvitor acum. Deci asta este momentul foarte important. N-aș vrea acum să mă duc cu 3 până nu știu cât. Nu știu. Dacă aș face ideea asta. Adică să mă gândesc că 3 pot să le iau până în 45. Fiindcă coeficientul cel mai mare al lui da, C este 3. Să mă gândesc să iau până în 45. În ții de 3 ori ceva să ajungă până în 45. Da. Ar fi da. Multe treabă. Da, dar uite că acum nu mai te poți hotărâ. Că nu mai poți scoate factor comun. Deci singurul lucru este să încerci să vezi cât ceul la cât se poate duce cel mai mult număr prim. Păi 3 ori. 12 vine. 30. Dar 12 nu e primul. A, nu. 3 ori 13 vine. 39. Da. Cred că la 30. 13, nu? La 17, 3 ori 17. 7, 21. 51. Nu, dă mai mult, 51. Asta. Deci iată, din cauza asta, cum C prim și ai 3, C trebuie să fie mai mic decât 45, atunci C-ul e mai mic egal decât ai zis tu? 13. 13. Și începem. Pentru C egal cu 13. Păi, este deosebit. Dar te-ai prins că nu după 2, nu pe 1, ci 3 care e cel mai mare. Și atunci... 2A plus 39, am zis. Plus 39. Calcul 45. Da. Este valent cu... 39. Adică 2A plus B. Plus B egal cu... Plus 5 minus 39. Vine 6. Da? Da. Așa face, da? Da? Egal cu 6. Păi și acum trebuie să ne gândim cu cea mai mare valoare care putem să luăm pe A. Deci, și A-ul ca să fie... A-ul poate să fie 2. Deci pentru A egal cu 2, primul număr prim. Da. Deci pentru A egal cu 2. Dacă l-am luat 3, B-ul ar trebui să fie 0 și atunci... B-ul 0 nu e număr prim. Nu e număr prim. Deci A-ul poate fi maxim 2. Deci neapărat A egal cu 2. A și B-ul o să fie 2. Da? 4. Și B-ul va fi și el 2. A-ul 2, B-ul 2. Dacă luam pe A1... A? Dacă luai 1, 2 ori 1, 2. Plus B, vă puteți să iei 3? Păi, cât ar fi? 2 și 6 scădut 2? 4. 4 și B-ul e 4, da? Deci să completăm. A-ul 2, B-ul 2, C-ul cât este? C-ul este 13. Da. Și D-ul 2. Iată prima tripletă. Nu cele care l-ai gândit noi. Ce altceva. Patretă. Da? Acum ne întoarcem și au C-ul. Vezi? C-ul e egal cu cine? Cu 11. 11. Unde rezultă că 2A. 2A. Plus B. Plus B. Plus 33. Da. Egal cu 45. Da. Scădem în 33. 2A plus B este egal cu 12. Da. A-ul maxim poate ajunge până în 5. Că 2 ori 5, 10 și B-ul va fi 2. Asta.